Doamnelor, domnilor, ne aflăm la emisiunea Hunedoara în direct, o emisiune în care încercăm să aducem informații din tot județul Hunedoara. Astăzi avem onoarea de a vorbi despre Comuna Certeșul de Sus, bineînțeles, alături de domnul primar, care este chiar aici lângă mine, Adrian Petru Câmpean. Bună ziua, domnule primar! Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi alături de noi aici în platou la emisiunea Hunedoara în direct. În momentul de față știu că foarte multe comune din județul Hunedoara întâmpină tot felul de probleme din cauza bugetului pentru anul 2024. Cum este situația la dumneavoastră în comună? Situația este cât se poate de tristă în comuna Certeșul de Sus în ceea ce privește bugetul local. În sensul în care alocările de la bugetul de stat sunt destul de reduse. Mai mult decât atât, alocările de la bugetul Consiliului Județean pe principiu per capita ne-au dus în situația în care, deși aveam nevoie de vreo 5.500.000 de lei pentru ca să susținem proiectele pentru care deja am fost declarați eligibili și câștigate, am primit 300.000 de lei. Comparându-mă cu alte entități, normal că am luat mai puțin decât unii care sunt de două ori mai mici decât Certeșul, ca și dimensiune a populației. Și cum o să reușiți să puteți implementa proiectele pentru care dumneavoastră le aveți deja câștigate, dar nu aveți cofinanțarea? Avem parțial asigurată cofinanțarea. Pentru fiecare dintre proiectele pe care le avem înscrise în monitor oficial și publicate, am asigurat strictul necesar, în special pentru întocmirea documentelor care se impun. Mă refer aici la unele studii de fezabilitate care au trebuit refăcute, pentru că finanțările de la bugetul de stat au fost gândite tot pe principiu 1.250 de euro pentru un branșament de apă. Asta însemnând insuficient și în consecință au fost reduse proiectele standard făcute de către specialiști. Ori în situația asta am asigurat necesarul pentru întocmirea documentelor și parțial a proiectelor tehnice. În momentul de față, care sunt proiectele pe care dumneavoastră le aveți pentru Comuna Certeșul de Sus, în momentul de față, aprobate? Deci, în primul rând, am fost înscriși în POIM pentru proiectul de gaz, cu o valoare totală de 10 milioane de euro, 49,999 de milioane de lei, finanțare integrală. Am fost cele trei comune din județul Hunedoara care am prins prin POIM locul de, adică am fost admise ca și proiect, în schimb fără finanțare. Doar adică vi s-a aprobat proiectul, dar nu aveți finanțarea aprobată. Sigur că da. Pentru acele proiecte. Pentru că s-a iscat o discuție la nivel național în momentul respectiv, cele 120 de proiecte au fost trecute pe Angel Saligny și publicate prin monitor oficial printr-o ordonanță de urgență 40/2022, unde suntem și noi și celelalte două comune din județul Hunedoara, aici fiind vorba despre Gura Sada și de către o comună imediată vecinătatea Hațegului. Și în momentul de față cu acele proiecte ce se va întâmpla? Ele au stagnat datorită condițiilor care trebuia să le îndeplinim în ceea ce privește modalitatea de aplicare. În sensul în care trebuia să constituim un serviciu public pentru furnizarea gazului, lucru care nu era normal să constituim până ce nu avem finanțarea. Deci era o chestie aiurea. În raport de anul 2024 aceste lucruri au dispărut, dar a apărut un alt impediment. Condițiile în care trebuie realizată prin concesiune o suprafață de 50 de metri pătrați pentru o stație pe teritoriul municipiului Deva, și cum Comuna Hărău s-a erijat în partenerul nostru, deși nu este, ar fi trebuit să solicite concesiunea acestor 50 de metri pătrați pentru realizarea unei stații de transformare de la înaltă presiune la medie presiune și să urmeze după aceea parcursul de supraversare a Mureșului. Eu nu m-am opus niciodată Comunei Hărău să ne fie partener, mai mult decât atât. Acum 4 ani am promovat un proiect de hotărâre de Consiliu prin care am Am aprobat parteneriatul cu ei, ei ne-au refuzat, s-au limitat în a face poză în fața primăriei și cele 6 comune asociate au fost respinse în acest proiect POIM despre care vorbesc eu. Ulterior, domnile lor au înaintat documentații unde au fost finanțați cu valori variabile în raport de valoarea totală a proiectului între 12 și 20%. Ori la ora actuală, redimensionarea subtraversării Mureșului pentru conducta de medie presiune rămâne în sarcina lor și ca o consecință, de îndată ce vom avea acest aspect soluționat, mă gândesc că vor fi finanțate.
Și până atunci nu se poate face absolut nimic pentru a se atrage și în, și în comuna Certeșul de Sus. Problema este că doar valoarea proiectului tehnic este de 9 miliarde sau 9 milioane de lei. Vă dați seama că e o valoare foarte mare. Co-contributivitatea de care avem nevoie în cazul proiectului de gaz este de 17 miliarde sau 1,7 milioane lei. Acel 2% cât avem din tot. Deci, efectiv, ar putea fi făcută pentru că ea acoperă integral toate satele comunei. Vorbim de un număr total de 2022 de branșamente. Nu puteam să obținem cele 63 de puncte care sunt înscrise în, în document decât în măsura în care era un proiect sănătos și eu întotdeauna am fost adeptul, dacă am lucrat cu cineva de calitate și am ajuns până în etapa asta, continui, pentru că nu trebuie să facem schimbare decât la ceea ce e rău, nu la ceea ce e bun. Lucrurile care funcționează merită să meargă în continuare, da, pe un termen mediu, chiar lung. Am cunoștință și știu de faptul că și Comuna Hărău în momentul de față s-a adresat aceeași structură de proiectare și ca o consecință sper că împreună cu Comuna Hărău să rezolvăm această problemă a gazului. Indiferent de structura politică care vine acolo, pentru că pe mine nu m-a interesat niciodată. Ideea este că oamenii sunt cei care așteaptă cu nerăbdare să vină gazul. Da, pentru că este necesitatea cetățenilor. În anul 2024 e normal să-și dorească să, da, să poată beneficia de gaz. Sigur că da. În aceeași măsură, pentru tot prin programul Angel Salini, avem un număr de nici mai mult, nici mai puțin de 6 proiecte, dintre care primele etapa întâi, cum ar veni spus, de finanțare, ceea ce înseamnă finanțare integrală, acea cofinanțare necesară de 5%, 5,6%, este asigurată parțial în vara acestui an, începem derularea proiectului referitor la alimentarea cu apă din sursa pe care o deținem la Certej, a localităților Măgura, Topița și Topița Mureșului. Deci în vara acestui an se demarează proiectul cu apa, da, care va acoperi toate satele comunei? Da. Am aplicat metoda includerii pe bugetul meu local a sumelor necesare, tocmai ca să pot să fac un pas înainte. Și în aceste condiții, cum în Topița Mureșului am deja o rețea funcțională, să pot trece prin localitatea Măgura, pentru că ele sunt dependente una de alta, nu sunt atât de multe gospodării, populație mai scăzută, undeva la 150 de locuitori. Vă dați seama că dacă îi adunăm, intră într-un bloc. Și vedeți, noastre costurile sunt foarte mari. Oricum, de la bugetul local am asigurat această finanțare și se va declanșa după 1 iulie, cum este programat, pentru că am fost obligați să etapizăm în cele două semestre ale anului, să echilibrăm. În prima parte a anului am realizat o parte din proiectul de modernizare stradală, ceea ce a însemnat o dimensiune cumulată de 2,5 km din programul care este până în anul 2028 și din modernizarea drumurilor comunale din intravilanul localităților care aparțin comunei Certeșul de Sus. Tot în acest semestru, prim semestru anului 2024, am realizat 3,5 km. Avem 7 drumuri comunale, ele fac legătura între comuna Certeșul de Sus și comunele învecinate și, în consecință, pe fiecare dintre ele am făcut câte 500 de metri liniari de asfalt. Ați reușit să asfaltați. Revenim un pic la Angel Salini, domnule primar, spuneți că acolo aveți 6 proiecte, da, în momentul de față. Unul dintre ele este proiectul cu apa și canalul? Da, deci apă și canal în localitățile unde nu avem, deci să vă spun dumneavoastră, vorbim de localitățile care nu au. Noi avem serviciu public transmis, da, în favoarea societății Apa Prod. Din 2005, vă dați seama, dumnealor care sunt societate specializată în acest sens, se ocupă de furnizarea apei și a canalului către populație în comuna Certeșul de Sus prin delegare. În consecință, localitatea Certeșul de Sus, localitatea Hondoș și localitatea Bocșa Mică beneficiază de apă potabilă din sursă autorizată, asta însemnând cumulat 71% din populația comunei. Celelalte localități, mă refer la Săcărâmb, Măgura și Topița, beneficiază prin programul Angel Salini. Iar prin programul POIM,
care este gestionat de către APAPROD, localitățile Nojac și Vârmaga sunt prinse în proiect cu o sumă cumulată de 3 milioane de lei. Toate aceste investiții fiind de la nivel de județ, deci Consiliul Județean este autoritatea competentă care a generat această mișcare și în consecință se va redimensiona conducta care aduce apă potabilă de la râul Mare Retezat până la Certești și va fi distribuită în toate localitățile comunei. Dumneavoastră v-ați asigurat că cetățenii dumneavoastră vor beneficia? Da. De ceea ce înseamnă lucrurile care sunt o normalitate. Da. Iar proiectele de canalizare menajeră care sunt prinse pentru toate localitățile comunei, referitor la Bocșa Mică și Hondol, vorbim de 8,5 milioane de lei, pentru localitatea Nojac 2 milioane de lei, pentru localitatea Torbița Mureșul 1,5 milioane de lei, plus o stație de epurare gândită în a fi realizată în valoare de 2,5 milioane lei în localitatea Certejul de Sus. Și așa am închide cercul în sensul în care am avea acoperire în toată comuna. Domnule primar, vreau să revenim un pic la situația care este în comuna Certejul de Sus și anume, care este în momentul de față situația cu proiectul minier. Pentru proiectul că minier, acolo era de fapt tot ce însemna baza de dezvoltare a comunei. Bani pe care dumneavoastră știați an de an că puteți să-i investiți pentru a aduce o viață mai bună cetățenilor comunei. Cu siguranță am crezut mult în acest proiect minier. Dezamăgirea totală a apărut în condițiile în care Curtea de Apel Cluj s-a pronunțat în sensul desființării hotărârii de Consiliul de Aprobare a puzului referitor la exploatarea minereurilor auro-argentifere din perimetrul Certeș. Asta s-a întâmplat la nivelul anului 2020. Vinovăția constă în măsura în care avizul de mediu n-a fost legal. Ilegalitatea emiterii avizului de mediu. Noi ca și entitate, sau eu ca și primar, nu pot propune Consiliul Local decât un proiect unde am niște avize de la niște structuri specializate ale statului. Dacă vorbim de mediu, competența rămâne în sarcina agenției regionale la momentul respectiv de protecție a mediului, care mi-a emis un aviz favorabil. Nu am dreptul să-l cenzurez, nu am dreptul să-l judec, pentru că este o structură a statului român. Ori nelegalitatea a constatat-o tocmai Curtea de Apel. Eu nu comentez aceste aspecte pentru că sunt niște decizii luate de către instanță competentă și pe care de consecință am urmat toate căile de atac în sensul în care am căutat să menținem proiectul. Ori desființarea lui, coroborat cu decizia Curții Internaționale referitor la proiectul de la Roșia Montană, a condus la o situație cât se poate de aiurea. Pe de-o parte, au fost disponibilizați în două etape 142 plus 45, deci aproape 200 de oameni, 200 de familii care au rămas pe drumuri în intervalul ăsta de timp după pronunțarea sentinței. Momentul o situație de față, foarte grea pentru acele foarte familii. Foarte grea și să știți că am resimțit-o acut în perioada campaniei anterioare electorale, când în 2 septembrie au fost disponibilizați, în 27 au fost alegeri. Vă dați seama că oamenii ăștia au rămas pe drumuri mai mult decât atât. În momentul de față, societatea SCD Vagot, care este un partener de îndejde și împreună cu care am și conceput strategia de dezvoltare a comunei pentru următorii ani. Și care nu s-a lăsat. Și care nu s-a lăsat, n-a renunțat. Ideea era că am pierdut 500 de milioane de euro, mai mult decât 3 ani de buget județean, într-o singură zi. 500 de milioane de euro ar fi însemnat foarte mult pentru comună. Un buget de investiții care s-ar fi realizat la nivel local fără contribuția statului român, fără niciun fel de obligație din partea nimănui. Ei au revenit și am emis din nou certificat de urbanism în sensul unui perimetru minier ce urma să fie întomit un puz sau o intenție de puz. Ei bine, după un timp, domniile lor au reanalizat oportunitatea solicitării în acel mod a certificatului de urbanism și au venit cu o nouă solicitare pentru o nouă intenție de realizare a unui puz restrâns de data asta, care nu mai conține anumite elemente care înainte puteau fi nocive. Nu se va mai realiza prin cianurare, ci pur și simplu va fi o
preparare mecanică, urmând ca rezultatul acestei preparări să fie dus în altă țară, probabil, unde nu sunt atât de dure legile privind mediul. Adică la unii se poate în alte țări, la noi în România nu se poate și automat ne mirăm de ce nu ne putem dezvolta din punct de vedere economic. Dați seama că proiectul era îndrăzneț, vorbeam inițial de etapa de dezvoltare de aproape 800 de angajați, fără cei de pe orizontală, verticală, care sunt prinși și ei în proiect și pe orizontală se dezvoltă anumite structuri care susțin acest proiect. E bine, automat se creau din nou locuri de muncă pentru cetățeni. Eu am făcut așa un recensământ paralel, să spun cinstit, a cetățenilor care noi avem în comună și sincer vă spun cu tristețe că înainte de începerea campaniei electorale, să zic așa, 1004 cetățeni am identificat care sunt plecați peste hotare. Îngrijorător de mulți, pentru că au rămas... Pentru a putea întreține familiile care rămân aici în România. Unii sunt plecați cu familie, cu tot. Efectiv. Deci e cât se poate de trist. Este trist. Este trist pentru viitorul nostru. Da. Și a scăzut populația în mod dramatic. Vă dați seama că am pierdut mai bine de 700 de locuitori în câțiva ani de când a încetat mineritul. Nemai fiind o sursă pentru... Au rămas pensionarii, oamenii care mai beneficiază de niște drepturi care le-au dobândit tot ca efect al mineritului. Și în momentul de față, care este situația? Ce se mai poate face? În momentul de față, acest proiect, această intenție de realizare a unui PUZ, parcurge etapele firești. Este publicată, persoanele interesate pot formula petiții care sunt înaintate investitorului, se răspunde în termenul respectiv de 30 de zile, fiecare petiție, fiecare are o problemă și mă rog și o expune. Și în consecință, dacă se depășește acest prag, se va realiza un nou PUZ. Un nou PUZ care totuși sperăm să treacă mult mai ușor de către cele 18 avize de care are nevoie în sensul de a fi promovat în ședință de Consiliu Local pentru aprobarea lui. Și există șansele în momentul de față să putem spera că nu vor întâmpina din nou greutăți și dificultăți? Da, pentru că îndepărtându-se aceste probleme majore care au făcut deliciu prese și pe de altă parte au făcut obiectul acțiunii ONG-urilor, vă dați seama că nu mai văd niciun impediment. Câtă vreme nu mai vorbim de ceanurări, nu mai vorbim de baraje de steril, nu mai vorbim de... Nu prea văd ce motive ar fi să fie respins. Este foarte bine când mai este resurs în sensul finanțării unui proiect. Pentru că nu s-au dat bătuți, pentru că puteau să renunțe efectiv la această luptă, că la urmă urmei este o luptă, culmea, o luptă ca să putem evolua înspre bine. Da, e foarte trist. Mă rog, asta este. Și automat vă afectează și pe dumneavoastră la comună, la buget? Ne afectează pentru că știți cum este, întotdeauna când faci un lucru bun, rămâne nepedepsit. Noi am avut o concesiune în ceea ce privește bun al domeniului public în sensul promovării acestui proiect. Oricum, în etapa actuală, el este scos din calcul în sensul în care nu mai face parte din PUZ-ul propus, ca să suprafețele de pădure au fost iar îndepărtate, deci nu mai fac parte din PUZ-ul care e propus. Ne mai realizându-se barajele respective și ca o consecință, vă dați seama, vreo 150-200 de hectare dispar din PUZ-ul anterior. ANAF-ul, la solicitarea prefectului, a verificat parcursul în ceea ce privește concesionarea unor bunuri care aparțin domeniului public a comunei. N-au constatat neajunsuri, în schimb cei de la ANAF au constatat că de fapt s-a procedat ilegal la reconstituirea dreptului de proprietate. Deși nu sunt specialiști, erau alte structuri ale statului să o facă. Culmea că au emis o decizie unde ne-au indus în eroare în sensul stabilirii termenului în care ne puteam adresa instanței de judecată. Ne-am adresat în termenul stabilit prin decizie, iar judecătoria ne-a respins demersul pe considerentul că nu l-am efectuat în 15 zile, deși în decizie scrie cât se poate de limpede și românește 6 luni. În aceste condiții ne judecăm în continuare cu ei, au dispus sechestrul asigurator pe bunurile primăriei.
Eu le-am pus la dispoziție suprafața de pădure care o avem, pentru că oricum plătim cam 150.000 de lei pe an numai cu titlul de administrare către, tot către statul român, direcția silvică, unde doar acolo Silvic Simeria. Și vă dați seama că ne continuăm parcursul. Ce mi-e drag că de câte ori mă duc și discut cu cei responsabili, îmi arată cu degetul în sus, ca și cum ar fi o treaptă superioară, mai sus, mai sus, mai sus, cineva care ne iubește. Asta e viața. Sunteți într-o continuă luptă, domnule primar. Să știți că totuși am evoluat. De la 75 de dosare, acum 8 ani, nu mai avem decât vreo 5. Deci e bine. E bine că măcar au scăzut aceste... Numărul de dosare. Numărul de dosare. Dar ținând cont de faptul că acum urmează din nou campania electorală. Este domnule primar, continuați lupta? Cu siguranță da. Cu siguranță da, pentru că efectiv am început niște lucruri foarte importante pentru comună. Pe de o parte, în temeiul prevederilor legii 231, am reușit să reconstitui dreptul de proprietate pentru număr de 500 de imobile, case de locuit și teren aferent, pe care l-am validat mulțumită instituției prefectului și pentru care sunt mândru. Acești cetățeni și-au dobândit un drept de proprietate pe care nu l-aveau datorită zonei necuparativizate din care facem parte. În aceeași măsură, în ceea ce privește legea 123 pe 2023, am primit un număr de 712 solicitări de reconstituire a terenurilor agricole din comuna Certejul de Sus. Sincer vă spun, mă mândresc că am fost prima comună care a validat o propunere în România. Mă mândresc în egală măsură că avem emise un număr de 250 de titluri de proprietate, mai mult decât are tot județul la un loc celelalte entități. Pe terenul agricol, 250, da, pe terenul agricol, da, din 712. 12. Da. Chiar astăzi am primit vestea că ultimele 25 a fost validată de Comisia Județeană, deci pot să vorbesc de 250. Mai avem încă 17 în lucru care vor fi trimise săptămâna viitoare, nu săptămâna asta mare, dar cu siguranță, și încă 5 solicitări pe legea 263 cu terenuri aferente imobilor care au trecut în proprietatea statului terenurile respective și proprietarii au rămas respectivele persoane juridice. Ori credeți-mă că ăsta este cel mai important lucru pentru mine, în sensul în care dosarele le pot instrumenta, chiar eu fără să am atât de multe ajutoare. De fapt, lucrez cu un singur funcționar în ceea ce privește. Vă implicați direct în ceea ce înseamnă birocrația din primărie? Știți cum e, după 23 de ani de școală pot să fac afirmația că mă pot implica și știu să fac. Gândiți-vă că totuși am 26 de ani în instituția asta care se numește Primăria Comunei Certejul de Sus și am făcut ce trebuie făcut. Cu toate că alții mă condamnă și merg pe conceptul că n-am făcut nimic. Eu iubesc pe toți pentru că fac afirmațiile astea. Mă mândresc că, de exemplu, am reușit să fac două capele noi nouțe în ultimul an. Reabilitez două cămine în acest an, deci sunt finalizate până la alegeri. Am realizat un monument închinat memoriei eroilor neamului, 213 oameni care s-au jertfit pe toate câmpurile de luptă pentru România, pentru faptul că noi vorbim românește. Niște lucruri neglijate de-a lungul timpului, pe de o parte, pe de altă parte am avut un necaz în 1971 pe 30 octombrie cu acel baraj de steril, o rânecare de teren care s-a petrecut atunci și pentru care timp de 50 de ani nu s-a găsit nimeni să le facă un monument. Am reușit să fac și pe la 83 de victime care au fost atunci, sunt înscrise toate în fața Căminului Cultural din Certej. Și datorită unor oameni cu suflet, sinistrați ca și mine, că mă mândresc că am fost sinistrat și eu de care la momentul respectiv în 71, am putut face ceea ce am făcut. Și sincer vă spun, fără niște sume exorbitante, deci niște valori de bun simț și mai mult decât atât, datorită unui prieten, jumătatea aproape că a fost donație, pur și simplu, pentru că... Ați reușit să implicați comunitatea în ceea ce sigur înseamnă că... de fapt aceste proiecte, pentru că au înțeles că la rândul lor, exact, ei sunt primii beneficiari. Cu siguranță, da. Și la fel și ei poartă respect pentru ce înseamnă strămoșii, da, noștri, exact, pentru care la urma urmei astăzi suntem. Exact. Cine suntem. Și putem să vorbim românește. Și vorbim românește. Foarte important. Și ne purtăm cu mândrie tricolorul roșu, galben și albastru.
Sincer, vă spun că am sesizat o nuanță în ceea ce privește finanțele astea europene și am găsit o breșă de sistem unde se pot face lucruri. La ora actuală am realizat panouri fotovoltaice de câte 30 de kW, două pachete, care mi acoperă necesarul de energie electrică atât pentru sediul primărie, cât și pentru unitatea de învățământ. În momentul de față ați reușit exact aceste cheltuieli să le scădeți vă dați seama că aici se poate face ceva în sensul dobândirii calității de prosumator din perspectiva de administrație publică locală. Și sincer vă spun că la puterea asta producem mai mult decât consumăm, ceea ce ne permite să facem ceva. Totodată, cred că suntem am reușit să realizez prima stație de alimentare microbuze electrice, o obligație asumată pe un proiect comun cu Consiliul Județean de 22 de kW, dar este solară la mine, asta e diferența. Practic, un pachet din ăsta de 27 de kW alimentează acest terminal de 22 de kW necesar alimentării microbuzelor electrice, care, după ce... Este dotat cu baterii pentru a putea acumula? Fără baterii, dar utilizarea lor pe timp de zi ne avantajează la maxim. Ori, vă dați seama că este suficient ca să acoperi niște cheltuieli în măsura în care poți să faci lucrul ăsta. Fără discuții că... Ați căutat investiții care, de fapt, să reușească să vă diminueze cheltuielile. Exact. Cât mai mici cheltuielile. Ori, urmează ca pe celelalte proiecte privind montarea acestor panouri fotovoltaice să intrăm și noi pe tehnologia cu baterii, deci de conservare a energiei, să putem realiza o autonomie reală. Nu știu ce măsură vom fi lăsați, pentru că câtă vreme facem în regie proprie, cu firme specializate, aceste investiții, nu-ți poate condiționa nimeni prin contract nimic. Pentru că, de exemplu, vedeți dumneavoastră, am achiziționat pe fonduri europene prin AFIR, două proiecte le-am dus la final. Din păcate, eu sunt în situația în care, deși termin primul, întotdeauna sunt suficienți care să mă caute și să mă verifice. Am picat pe eșantionul de verificare inițial, prin tragere la sorți, mi se pare corect, dar eu am fost tras. Aveți un noroc, domnule primar, aparte. Ulterior au considerat o oportunitate să treacă și pe al doilea eșantion. Și tot să la facă, dumneavoastră. Tot la noi. Și să facă viramentul în ultima zi din an lucrătoare, în 29. Și să o facă AFIR-ul pe niște conturi care la momentul respectiv nu erau cele pe care le solicitaseră ei pentru a fi transferați banii. Fiind nevoit ca în ultima zi din anul trecut să fac o ședință de Consiliu Extraordinară, să convoc Consiliul tocmai în scopul de a putea încasa aceste sume și să le trec în bugetul local. Ca să puteți și dumneavoastră mai departe să faceți plățile aferente acelor lucrări. Cu siguranță, da, dar așa se întâmplă la noi. Eu nu mă supăr, sunt bucuros, dar ce-i trist că apreciez, domnul ani... primar, calmitatea cu care puteți să le gestionați, că altcineva cred că ar fi foarte greu să le... ar renunța. Știți cum este? Probabil ăsta e și motivul pentru care am candidat prima dată. Deci eu am avut și eu un vis. Și independent am ajuns primar. Împotriva unei monstruoase coaliții, mi-aduc aminte foarte bine. M-am adaptat din perspectiva asta. Credeți-mă că m-am folosit la maxim de toate cunoștințele mele și dacă am făcut ceva, am făcut pentru comunitatea pe care o reprezint. Chiar că am avut o discuție vis-a-vis de un consum medical și nu fac un secret din asta, profesorul Dodo Sădes, directorul Spitalului Regional de la Timișoara, care e un prieten, tocmai am avut în data de acum două săptămâni un consult la Căminul Cultural, unde am prins vreo 139 de persoane pe 6 discipline: oftalmologie, pneumologie, cardiologie, EKG, interne, mă rog, și analize. Deci, practic, 7 ateliere constituite, mai bine de 136 de persoane, dintre care numai pentru oftalmologie au optat 103, care vor primi și ochelarii gratis de la prin acest proiect. În intervalul de timp, acum după ce au fost efectuate de către specialiști măsurătorile care se impuneau, mai mult decât atât, doi dintre cei care au fost consultați au fost și operați.
pentru anumite afecțiuni oftalmologice, iar o persoană la neurologie s-a detectat, deși nu știa, Alzheimer-ul. Un lucru foarte mare, pentru că efectiv aceste colaborări adresate în mod special persoanelor de la țară ajută foarte mult. Este o problemă cu sistemul medical în comune, într-adevăr, iar aceste campanii sunt extraordinare pentru cetățean. Și nu o să vă vină să credeți, am avut o surpriză totală, pentru că am avut un ministru secretar de stat la noi, care a venit pentru că se știa cu domn profesor, cu Dodo, și în condițiile astea, credeți-mă că m-am bucurat nespus de mult că am putut să expun planul meu în ceea ce privește reabilitarea dispensarului medical uman din localitate. Asta vă propuneți pentru următorul mandat, domnule primar? Cu siguranță, deci am vorbit și lucrurile sunt, deci lucrăm pur și simplu în etapa asta la înaintarea documentației privind reabilitarea integrală acestei clădiri, finanțată de către ministerul lor de specialitate, deci tocmai pentru că avem o capacitate de 615 metri pătrați, ceea ce înseamnă 6 cabinete funcționale acolo. Ce e trist, pentru că după ce am avut un medic de doi medici de familie, unul a ieșit la pensie și ulterior, după 2 ani, a și decedat. În momentul de față este... Avem un singur medic. Un singur medic. E foarte greu, este foarte greu. Și este și pensionar. Deci e foarte greu. Și mai avem un cabinet stomatologic unde nu mai prestează activitatea medicul care este titular și care are contract de închiriere, pentru că lumea preferă să vină la oraș, unde a deschis un alt cabinet în imediată vecinătate a autogării, și în consecință mai vin la Deva, mai vin la medic și tot așa. Dar important este că l-avem și la noi e titular. Și în orice moment știți că vă puteți baza acolo pe cu el. Cu siguranță, din perspectiva asta, da. Care sunt proiectele pe care vi le propuneți, așa în ultimul minut de emisiune, domnule primar, pentru următorii 4 ani? Deci, în primul rând, ca să finalizez legile de reconstituire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor. Asta e primordial pentru mine. Și știu și pot. Ideea e că eu n-am nevoie de ajutoare în ceea ce privește reconstituirea. Că înțeleg foarte bine și ce înseamnă carte funciară și reconstituire, și mai mult decât atât sunt localnic care am trăit și crescut printre ei acolo. A doua prioritate pentru mine o reprezintă fără discuții gazul. Care proiectul este aprobat, dar nu este finanțare pentru el în momentul adică de față. Adică e vorba de semnarea unui contract. Eu cred că și Hărău își va face temele, vor concesiona suprafața de teren, că asta e un impediment neglijabil până la urmă, și se va putea face și proiectul de gaz. Iar cele proiectele privind apa, canalul și stația de epurare, care sunt în egală măsură, au un termen de semnarea contractului 13 septembrie 2024. Atunci, atunci a fost promovat, deci n-am ce să mă dau înături. Deci și acolo am speranțe mari că vor putea fi declanșate. Totodată, proiectul POIM, care va aduce cantitatea de apă, ca o centură de siguranță, o consider eu în ceea ce privește izvoarele pe care le utilizăm în momentul de față, de pe Bocșa, Hondol și Certejul de Sus, care le utilizăm pentru furnizarea apei pentru 2000 și vreo 300 de locuitori. Deci ăștia beneficiază. Ori, totodată, cei 60 de kilometri de străzi interioare cumulate, tot așa etapizat, în fiecare an să realizăm câte 6 kilometri ca și anul ăsta, ar duce la un alt confort, ar crește viteza de deplasare, și totodată am un proiect de restricționare a deplasării pe aceste căi de acces, pentru că sunt unii, mai ales cei care exploatează lemnul și cei care efectuează transportul de piatră, le distrug, pur și simplu le sparg, pentru că pun cantități tonajul enorme, este mult, sigur că da, și ele nu mare. Sunt adaptate, ele sunt făcute după străzi interioare sau și o să aibă comunale. Rute ocolitoare prin care cu siguranță se poate sunt alte circule. Căi de acces de drumul județean, da. Care este cu totul altul, mult mai bun, probabil în viitorul mandat și traseul Săcărâmb Gioagiu se va deschide. El a mai fost deschis odată ca și obiectiv realizat de către alții. Problema este că deocamdată ne-au ocolit aceste proiecte europene, pentru că Șoimuș Gioagiu n-a trecut prin Certej, a trecut prin Hărău. Așa a fost să fie. Nu e o problemă asta. Probabil că dar o să vină și la dumneavoastră, da. Domnule primar.
suntem fer convinși de asta, nu? Pentru că înseamnă că automat veți găsi variante și soluții ca să puteți să mergeți mai departe. Da, da, și acum știți cum e că poate cel mai important lucru pentru comunitate este vorba despre obținerea acestei hotărâri de guvern pentru radierea cuvântului de parțial. De 2 ani de zile și toate lucrurile astea au fost transmise guvernului în timp oportun, am obținut toate avizele, așteptăm în momentul de față să fie promovată hotărârea de guvern prin care cetățenii comunei Certejul de Sus vor putea beneficia de reducerea taxelor și impozitelor, TMT-urilor și curentului cu 50%. Nu au niciun motiv decât dacă cineva din opoziție, în opoziție în raport de relația cu mine, bagă bețe în roate. Dar dumneavoastră veți fi suficient oricum, cu siguranță, aplicat. Beneficiari sunt atât cei care votează PNL, cât și cei care votează PSD. Nu văd niciun motiv ca cineva să se opună. Pentru că este pentru binele cetățeanului. Asta e important. Dacă ei fac așa ceva și îngrădesc și nu lasă promovat acum când știu în ce fază este proiectul de hotărâre, e trist pentru ei. În următoarea emisiune, domnule primar, aștept să veniți să-mi spuneți că a trecut această hotărâre și că se poate aplica. Da, eu zic că da. Deci se pot aplica aceste reduceri pentru cetățeni. Eu am niște măsuri premergătoare pentru că între timp s-a schimbat furnizorul, nu mai este energie, ci este PPC-ul. Sunt niște lucruri care au apărut noi, știți, și trebuie să ne adresăm altora. Noi avem centralizate și validate prin hotărâre de Consiliu Local din 2022 un număr de 488 de cereri care îndeplineau condițiile cerute de lege la momentul respectiv în sensul asocierii titularului de drept cu domiciliul și cu locul de consum pe numărul de casă, de imobil. Ori vă dați seama că în momentul de față continuăm centralizarea lor sau actualizarea celor care trebuie actualizați pe considerentul că nu mai sunt printre noi și erau titulari de drept atunci. Și acum nu mai sunt. Și automat trebuie refăcute acele acte. Adică pus la dispoziția furnizorului de servicii. Domnule primar, vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi alături aici la noi în emisiune și vă așteptăm să veniți cu vești bune că ați reușit. Cu siguranță, să știți dumneavoastră. Să obțineți ceea ce v-ați propus pentru binele cetățenilor din comuna Certejul de Sus. Vedeți dumneavoastră că interesul este să satisfacem cât mai multe doleanțe dintr-o comunitate. Nu o să-i putem mulțumi niciodată pe toți și întotdeauna vor fi oameni care vor considera că varianta lui mai bună. Eu iubesc la fel de mult pe toți și sincer vă spun, întotdeauna am fost adeptul susținerii și acestor oameni care sunt împotriva mea, pentru că e ceea ce are nevoie democrația în țara asta. Așa este, pentru că automat, în momentul în care avem pe cineva împotriva noastră, ne ambiționează și mai tare. Haideți să vedem partea plină a paharului, nu? E la urma urmei baza de a ne mobiliza și de a deveni și mai puternici, nu? Da, sigur că da, e singura soluție. Vă mulțumesc mult de tot, domnule primar. Vă mulțumesc și eu dumneavoastră și respectatorilor dumneavoastră pentru răbdarea că m-ați ascultat. Domnule primar, oricând, noi suntem aici pentru a aduce informația celor de acasă, pentru că este important ca oamenii să știe care este situația în fiecare comună din județul Hunedoara. Da, și să știe, biziindu-ne pe documente. Documentul este baza la absolut orice afirmație. Exact. Vă mulțumesc și dumneavoastră, celor de acasă, că ați fost alături de noi. Rămâneți pe Hunedoara 1 TV. Revenim în câteva minute.